Despre spovedanie de la părintele Cleopa. Sfânta spovedanie, numită și Sfânta Mărturisire sau Pocăința, este una din cele 7 sfinte taine ale Bisericii Domnului Hristos, importantă pentru mântuire, ca și Sfântul Botez. Iată ce ne spune părintele Cleopa despre spovedanie. Spovedania păcatelor este una din marile datorii duhovnicești, atât ale monahilor, cât și ale creștinilor. Trebuie să știm mai întâi că toți greșim înaintea lui Dumnezeu, unii mai mult, alții mai puțin, și nimeni nu este fără de păcat. Acest lucru ni-l arată Sfânta Scriptură, care zice: toți multe greșim, iar de vom zice că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm și adevărul nu este în noi. Iar dacă ne vom mărturisi păcatele, credincios și drept este Dumnezeu ca să ne ierte nouă păcatele și să ne curățească pe noi de toată întinăciunea și nedreptatea. Dacă omul și-a mărturisit cu căință și cu pregătire cuvenită și s-a spovedit curat, preotul, numai dacă a pus mâna pe cap și a zis Dumnezeu să te ierte, păcatele lui s-au ridicat. Iar dacă nu s-a dus cu căință și cu pregătire cuvenită la cel mai iscusit duhovnic și n-a știut să se mărturisească curat, să descopere toate păcatele sale, păcatul, otrava, a rămas tot în el dacă nu s-a dus pregătit. De aceea folosul, valoarea cea scumpă a Sfintei Spovedanii, nu ține de preot, ci de om, de cel care se spovedește, spune părintele Cleopa. Iată care sunt condițiile pe care trebuie să le împlinească spovedania. 1. Spovedania trebuie să se facă înaintea duhovnicului. Când mergem la spovedanie înaintea preotului, mergem în fața lui Dumnezeu. Preotul este un simplu martor. În ziua judecății, el atât poate spune ce îi spunem noi. Ce nu îi spunem, nu e dezlegat nici pe pământ, nici în cer. 2. Spovedania trebuie să fie completă și să nu ascundă nimic din cele făptuite. Sfântul Apostol Pavel ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât toată sabia cea cu două tăișuri și străbate până la despărțitura trupului de a Duhului, cea mai înaltă unire între om și Dumnezeu. 3. Spovedania trebuie făcută de bună voie, după mărturia Duhului Sfânt, care zice: și din voia mea mă voi mărturisi lui. 4. Spovedania trebuie să fie făcută cu umilință, căci inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. 5. Spovedania să nu fie prihănitoare, adică să nu dăm vina pe nimeni, nici pe oameni, nici pe vreo altă zidire a lui Dumnezeu, nici chiar pe diavoli. La spovedanie, numai pe noi să ne învinuim și să ne prihănim, cum zice Sfântul Ioan Scărarul: a mea este buba, a mea este rana, dintr-o a mea lenevire s-a făcut, iar nu dintr-a altuia. 6. Spovedania se cuvine să fie dreaptă, adică să spui adevărul. Spune cum ai făcut toate, fără rușine. Iisus Sirah spune: este rușine care aduce păcat și este rușine care aduce slavă și har. Rușinea aceasta pe care o suferi la spovedanie te scutește pe tine de rușinea aceea pe care o vom suferi cu toții la ziua cea înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. 7. Spovedania să fie hotărâtoare. Să luăm înaintea duhovnicului o mare hotărâre de a nu mai păcătui, ajutându-ne nouă dumnezeiescul har, și să voim mai bine a muri de mii de ori
decât a mai păcătui de acum înainte cu voința noastră. Sfântul Vasile cel Mare zice: nu se folosește de mărturisire, nici se mărturisește cel ce zice la spovedanie numai că a greșit, însă rămâne iarăși în păcat și nu-l urăște. Toată pocăința omului în aceasta constă, adică să se hotărască să-și schimbe viața. Părintele Cleopa ne arată și care sunt cele cinci foloase ale desei spovedanii. Preabunul Dumnezeu a pus în lume taina aceasta a spovedaniei, că dacă n-ar fi fost aceasta după botez, nimeni nu s-ar putea mântui. Cine reușește să facă o spovedanie curată, reușește să facă al doilea botez. După cum ați văzut că zice preotul la moliftă, de vreme ce cu al doilea botez te-ai botezat, după rânduiala tainelor creștinești. Taina mărturisirii sau a spovedaniei este una dintre cele șapte taine și cuprinde patru părți. Prima parte este durerea inimii pentru păcate, să-i pară rău și să plângă pentru păcatul prin care a supărat pe Dumnezeu. A doua este spovedania prin viu grai la duhovnic. A treia este facerea canonului, prin hotărârea în fața preotului că îl va face. A patra parte, cheia sfintei spovedanii, este dezlegarea păcatelor prin punerea mâinilor preotului pe capul credinciosului. Aceasta, după canonul 8 al sinodului întâi ecumenic, se numește epicleza duhovniciei, adică venirea Duhului Sfânt peste capul celui ce s-a mărturisit curat. Că nu se poate încheia taina sfintei spovedanii decât atunci când a pus preotul mâna pe capul celui ce se mărturisește, după cum arhiereul pune mâna pe capul diaconului sau al preotului, când îl hirotonește și vine Duhul Sfânt prin succesiune apostolică. Deci, la fel și aici, Duhul Sfânt vine prin mâna preotului să dezlege sufletul care s-a spovedit. Fiind o spălare sau un botez duhovnicesc al sufletului, după botezul cel dintâi, spovedania este o taină prin care se iartă păcatele omului prin dezlegare de la duhovnic și este bine să se facă cât mai des. Părintele Ioan Gură de Aur zice în cartea care se numește Puțul sau Fântâna pe românește: de este cu putință, creștine, în fiecare ceas să te mărturisești la duhovnic, pentru că nu este clipă și minut când nu greșim lui Dumnezeu. Și dacă greșim în fiecare clipă lui Dumnezeu, este prea de nevoie să se facă deasa spovedanie, să spălăm sufletul prin mărturisire curată, cu căință și canon, pentru că se înnegrește haina sufletului nostru cea curățită la botez, prin tot felul de păcate, din ceas în ceas și din minut în minut. În vremea veche a creștinismului patristic, creștinii se mărturiseau în fiecare zi la duhovnici, dar pe vremea aceea se și împărtășeau în fiecare zi, așa cum arată la fapte, și erau toți în biserică când s-a întemeiat biserica și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciune. Iar toți cei ce credeau erau la olaltă și toate le aveau de obște. Astfel s-a întemeiat prima obște apostolică. Foloasele desei spovedanii sunt cinci. Primul folos al desei spovedanii este acela că păcatul nu prinde rădăcini în noi și se strică din suflet cuibul satanei. Prin mărturisire deasă, păcatele nu pot prinde rădăcini adânci în inima celui ce se mărturisește. Al doilea folos al desei spovedanii este că omul ține minte ușor greșelile făcute de la ultima spovedanie, pe când cel ce se mărturisește rar, cu a nevoie poate să-și aducă aminte de toate câte a făcut.
Astfel, multe din păcate rămân nespovedite și, prin urmare, neiertate. Pentru aceea, diavolul îi le aduce aminte în ceasul morții, dar fără de folos, căci se leagă limba și nu le mai poate mărturisi. Duhovnicul dezleagă numai ce aude, celelalte păcate rămân legate, că acela n-a fost sincer și nici de cum nu reușește să se ușureze. Deci a doua pricină ca spovedania să fie bună trebuie să fie sinceră și curată. Al treilea folos al celui ce se mărturisește des, chiar dacă i s-ar întâmpla să cadă în păcat de moarte, îndată aleargă și se mărturisește și intră în harul lui Dumnezeu și nu suferă să aibă pe conștiință greutatea păcatului, fiind deprins a se curăți des prin spovedanie. Al patrulea folos al desei spovedanii este că pe unul ca acesta îl află moartea curățit și în harul lui Dumnezeu, având mare nădejde de mântuire. După mărturia Sfântului Vasile cel Mare, diavolul merge totdeauna la moartea drepților și a păcătoșilor, căutând să afle pe om în păcate spre a-i lua sufletul. La cei ce se mărturisesc des și curat, nu poate afla nimic, deoarece s-au mărturisit luând dezlegare pentru păcate. Al cincilea folos al desei spovedanii este că unul ca acesta se oprește și se înfrânează de la păcate, aducându-și aminte că după puține zile se va mărturisi din nou și va primi canon de la duhovnic, acesta mustrându-l pentru cele făcute. Acesta care se spovedește des, când își aduce aminte de rușinea ce o să o aibă de la duhovnic, de canonul pe care o să-l primească, se oprește de la păcat. Omul are atâta putere împotriva păcatului, că toți diavolii din iad, dacă ar veni, n-au ce-i face dacă vrea să nu facă păcatul. Căci i-a dat Dumnezeu o mare putere de la botez să biruiască ispitele diavolilor. Deci, prin deasa spovedanie se strică cuibul satanei. Cel care are obicei să se mărturisească des, nu lasă rugina păcatului să se prindă de mintea și inima lui. Cine își privește ogorul lui des, simte când încolțește păcatul și îndată îl smulge din suflet prin spovedanie. Pe acela, moartea nu îl găsește nepregătit.